Dolly Uriaș a murit fostul galerist de renume, lăsând în urmă o amprentă semnificativă în universul artistic. Este vorba de Davide Paludetto, a murit în mod neașteptat la 29 de ani, la Torino. Moartea sa a fost o pierdere majoră pentru comunitatea artistică din Torino și din întreaga lume. Davide Paludetto a fost un galerist italian, care a condus galeria Davide Paludetto din Torino, Italia. A fost fiul lui Franz Paludetto, care a fondat galeria în 1983. Davide Paludetto s-a născut în Torino în 1971. A studiat artele la Universitatea din Torino și a început să lucreze la galeria familiei sale în 1994. Galeria Davide Paludetto a fost cunoscută pentru prezentarea unei varietăți de artiști contemporani, inclusiv artiști italieni, precum Piero Gilardi, Mario Mers, Enrico Castellani și Lucio Fontana, dar și artiști internaționali, precum Sol LeWitt, Richard Lohm și Andy Warhol. Davide Paludetto a fost un promotor activ al artei contemporane și a organizat numeroase expoziții și evenimente în Italia și în străinătate. A fost, de asemenea, un membru activ al comunității artistice din Torino și a fost implicat în numeroase proiecte culturale. Davide Paludetto a fost un susținător activ al artei contemporane și a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea artei contemporane italiene. A fost un talentat galerist, care a avut un ochi pentru arta de calitate și a fost capabil să prezinte artiștii contemporani într-un mod care să-i facă accesibil publicului larg. Paludetto a fost, de asemenea, un promotor activ al artei contemporane italiene în străinătate. A organizat numeroase expoziții și evenimente în Italia și în străinătate, care au ajutat la creșterea vizibilității artiștilor italieni contemporani. Moartea lui Davide Paludetto a fost o pierdere majoră pentru comunitatea artistică din Torino și din întreaga lume. A fost un talentat galerist și un susținător activ al artei contemporane. Va fi amintit ca un om care a făcut o contribuție semnificativă la dezvoltare.